După 27 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, veterani din mai multe localități din țară și-au dat întâlnire la Memorialul Eroilor din orașul Rezina pentru a-și aminti de camarazii pierduți în lupte. După deschiderea solemnă a mitingului, a sunat imnul de stat al Republicii Moldova, a urmat un minut de reculegere în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă. Elena Pârcălab și-a îndeplinit serviciul militar într-un spital, locația cărui se ținea atunci în secret. Ea consideră că rolul femeilor în acel război a ținut nu doar de asistența medicală, ci și de susținere psihologică între oameni de diferite naționalități, marcați de calvarul prin care au trecut. Femeile tot și sigurale большой роль в этой войне, так как госпиталя все держались. Ну я сейчас не буду перечислять роль женщины, но очень много им уделялось, они уделяли внимание действующей армии. И этот день для нас очень памятный, и он останется на всю жизнь для нас, потому что для нас сегодня такое торжество, что мы собираемся, ну, не так часто приходится, там постольку-поскольку, а именно в этот день мы собираемся, кто как может, кто как мы стремится побывать, встретиться, увидеться, и это для нас непередаваемое чувство. Аду-ка плакачуне, фаца mamilor care până în ziua de azi își așteaptă feciorii nuntoși din Republica Afganistan. Foștii militari spun că războiul le-a marcat soarta atât lor cât și celor apropiați, iar amintirile le sunt între bucuria revenirii acasă de pe un război străin și tristețea pierderii camarazilor, unii dintre care, după ani de lupte cot la cot, au devenit ca frații. Suntem acasă, dar memorile strise din cauza că au rămas mulți camarazi de noștri pe câmpul necunoscut. Un câmp unde am fost plecați, nu de bunăvoie. Așa a fost comanda, așa am fost trimiși, așa a fost ordinea și noi am fost obligați să îndeplinim acei comandă care a fost dată. Я пришел домой в мае месяце 81 года, и для меня этот день вывода. Я и не знал тогда, когда выведут, что будет дальнейшее, потому что наш первый призыв, который служил полтора года в Афганистане, то были у нас осенники, значит, весенники. И этот день для меня это самый как Новый год. Încă 47 de camarazi de noștri din Afganistan au căzut pe câmpurile de luptă din Transnistria. Au căzut cu moarte de erou. Noi îi onorăm și pe dânșii, îi cinstim tot timpul, îi onorăm și cinstim pe cei vii și unica ce noi promovăm în ziua de astăzi, să fim oameni, să nu dezlănțuim niciun conflict. Politicienii vin și se duc, dar noi, cei simpli, rămânem, trebuie să trăim în prietenie. Copilul meu, de cel mai mare, tot grănicier, la pensie, de cum s-a pensionat, ginerile, tot șef de pichet, tot băieții, își fac servicii. Noi pe dânsi i-am îndrumat și îmi pare bine că i-am îndrumat pe o cale corectă, o pare o cale dreaptă și pe toți. Noi am uia, fiecare an, facem activități sau, pentru a ne întâlnim cu școlierii, prin școli, prin unități militare, pentru totuși a promova această prietenie între fiecare ce naționalitate n-a fi el, rus, moldovan, ucrainean, țigan, la toți să știți una, sângele la toți e roșu și când se scurge sângele ăsta, asta e o durere pentru orice cine. I-am întrebat pe cei pe care mulți îi numesc azi și afganezi, care este atitudinea autorităților față de ei. Nicătând că starea financiară poate e grea, poate mai sunt unele neînțelegeri, dar noi ca tare, Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan, până în timpul de față suntem susținuți, suntem și ajutați
moral și într-o mare parte și financiar suntem și ajutați. Pentru că cred că rămânem cam aici, ca cei veterani de război din 45, care au luptat în 41-45, dar mă dispar, dar nu mai sunt. Poate dacă a rămas un procent tare mic, a rămas noi cei din Afganistan și cei la războiul de pe Nistru. Și ne bucurăm, zicem mulțumim de ceea ce este. Poate dorim și mai mult, dar până când mulțumim ceea ce avem. Nu хотелось бы от государства больше внимания, потому что раньше как-то еще были и прошлые времена, нам было больше льгот, больше материальной поддержки. А сейчас очень много нас такое же поколение, что все эти заболевания, которые мы в молодости их прошли, они как-то так вот, более тогда было незаметно, а сейчас оно все сказывается, и все больше у нас больных, которые нуждаются в материальном положении, материальной поддержке, в лечении. Все это, конечно, делается, но мало. Хотелось бы больше внимания. Государство сейчас в последнее время уже есть какие-то сдвиги. Вот завтра праздник у нас, завтра 13-го праздник у нас в Рушканах. Мы точно такой же праздник делаем, как здесь в Резине. Тоже пригласили из других районов. Кто сможет приедет, кто не сможет, не приедет. Чувствуется, большую поддержку нам дает городская примария. Вот мы организовали вот уже год афганскую стоянку платную. Большое, очень большое внимание нам оказывает городская примария, районная примария. Вообще, как государство на нас в последнее время обращает внимание, так это только когда мы им нужны, в период выборов и все. Царь стату ну аре дюнди, царь и сарака. Да, он дори, как сидей, мы мульты им примуринд, ну фаши бану чало, копейка шерли, кари, ну не дал лакаться еще 200 дилей. Да требу атенция. Atenție față de noi. Noi avem nevoie de o atenție și nu trebuie grijă, noi suntem în stare până când, da. Dar știți că să nu ne socoată că ne ducem cu șerută, că noi avem durerile noastre sufletești, rănile noastre sufletești. Noi până în ziua de astăzi, mulți din noi, deși se duc de viață, se duc după contuzie, rănile cele care le-am primit acolo. La noi când ne-am dus încolo, 72% din efectivul ne-am dus noi acolo în Afganistan, când ne-am dus noi toamna, 72% o trecut pe, mai scut, au fost bolnavi de hepatită. Mulți băieți noi am pierdut și după aceea. De atât, mult nu trebuie. Un cuvânt bun, cum am spus astăzi, și foarte mult face. La rândul lor, autoritățile locale ne-au spus că încearcă să le fie mereu alături veteranilor. Actualul primar de Rezina, Simeon Tatarov, ne-a mărturisit că simte o responsabilitate deosebită pentru soarta acestor persoane. Ori și-a îndeplinit serviciul militar chiar la frontiera fostei URSS cu Afganistanul, într-o unitate specială unde cursanții erau pregătiți înainte de a pleca în lupte pe teritoriile afganeze. Mi-a plăcut foarte mult că Uniunea Veteranilor din Raionul Rezina, veteranilor afganeși, sunt foarte uniți, sunt un pilon a statalității Republicii Moldova și ei au venit cu ideile, noi am făcut scenariul și avem în ospiție și ansamblu EHA Afgană. În sala mică a Casei de Cultură va fi organizată o masă de pomenire, într-o întrunire mai neformală și va fi și un concert pentru veterani. Eu cred că prin metodele astea noi promovăm spiritul de patriotism, spiritul de bărbăție la generațiile care vin și anume generațiile care cresc acum și sunt feciorii, sunt nepoții veteranilor din Afganistan. Am avut peste 300 de ostași care au participat în Afganistan. Astăzi mai avem 168 care au rămas în viață și desigur că responsabilitatea noastră a autorităților este ca să le atragem atenție în măsura posibilităților, deoarece sunt oamenii care și-au dat viața ca pentru un război care absolut străin a fost pentru Republica Moldova. Însă oamenii nu sunt vinoveți, oamenii trebuie respectați pentru spiritul de patriotism de care au dat dovadă și dau dovadă și în continuare. Consiliul Raional a susținut inițiativele veteranilor din Afganistan și chiar vreau să zic cu multă insistență, ei au fost anume acei care au insistat ca să edificăm acest complex memorial la care ne aflăm astăzi și datorită insistenței lor, consilierii au ascultat și au susținut această inițiativă și astăzi, într-adevăr, avem un complex memorial edificat, unde putem să ne adunăm și cu plăcere să
le demonstrăm încă o dată respectul nostru. Depuneri de flori, servicii divine și concerte cu piese despre luptele din Afganistan au fost organizate în mai multe localități din toată țara cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, unde au luptat circa 13.000 de ostași moldoveni. Din cei 300 de ostași din raionul Rezina, 8 nu s-au mai întors acasă. Давай, кабаня, выпьем водки за то твое лихое время, за то твое большое небо, в котором ты, как птица, жил, за жизнь нелегкую такую, за ваше батя поколение, за то, как ты горел и верил, надеялся и как любил. Războiul din Afganistan a avut loc între anii 1979 și 1989.